Costin Telehuz, de mult aștept să beau o cafea cu tine. Eu am fost plecat, nici tu nu te-ai simțit prea bine. Vreau să te felicit pentru noua poziție pe care o ocupi, dar nu vreau să discutăm absolut nimic despre noua poziție. Pe mine mă interesează părerea ta. Vechea poziție. Vechea și eterna poziție, mi-aș dori Eterna să poziție. cred, de fermier, ca și mine. Da. Dacă îmi dai voie să fac parte din aceeași brazlă cu tine și cu prietenii Asta e noștri. partea frumoasă la breazla noastră, că nu trebuie să cerem voie nimănui. Asta este. M-am gândit să te invit la această cafea pentru că trăim niște vremuri noi și e important să ne calibrăm așa unii cu alții, să vedem dacă gândim în aceeași direcție și pur și simplu să facem schimb de idei, pentru că cu siguranță nimeni n-a trăit ce trăim noi ca și, dacă vrei, societate acum în clipele astea și cu atât mai mult ca și agricultura. Agricultura a devenit un domeniu mult mai important și mult mai mediatizat decât până acum. A redevenit, pentru că a fost tot timpul, numai că decidentul politic ușor, ușor ne-a condus mai îmbrânciți, mai în pași de dans într-un colț, cu gând să ne lase acolo și ne-a pus o etichetă care era înainte doar parțială sau era amintită din când în când și a denumit plățile directe ca fiind plăți de completare a veniturilor fermierilor. Mie mi se pare un gest de ipocrizie, pentru că alea sunt plăți făcute pentru predictibilitatea prețurilor la mâncare și pentru constanță și pentru siguranță alimentară, pentru securitate alimentară. Acum nu-i putem blama că au încercat și nu ne bucurăm nici de contextul care ne-a scos din nou în evidență, pentru că nu mi se pare normal să ne bucurăm de necazul altuia. Plus că, dacă e să ne gândim bine, ce se întâmplă acum e disproporționat ca reacție în direcția cealaltă. Adică am devenit mai importanți decât ne-am fi dorit noi să devenim. Și tatăl tău și tatăl meu, ca și formație, tatăl meu a fost, pentru că nu mai este, tatăl tău să-i dea Dumnezeu sănătate, aveau o mare mândrie când spuneau că ei produc mâncare. Noi n-am perceput, sau cel puțin eu n-am perceput, dacă vrei, profunzimea acestei remarci. Alături probabil de medici, de profesori În orice și de meserie alte trebuie să existe brăsle. un grad de mândrie. Orice profesie trebuie să aibă în spatele ei o justificare serioasă și o contribuție în societate cu care practicanții ei să se laude. Acum, să spunem noi că noi facem mâncare, noi stăm undeva la baza producției de mâncare, pentru că noi producem materie primă, de fapt. Dacă e să gândim ce facem noi în termeni de laudă și de mândrie, eu nu sunt un mare fan al laudelor, dar atâta timp cât ne ajută să ieșim din retorica defetistă și plângăcioasă cu care unii dintre membrii breslei noastre ne-au obișnuit în ultimii ani, nu ne-a dat, nu avem, nu putem, nu plouă, nu știu ce. Mie mi se pare că societatea așa cam pierde răbdarea cu discursul ăsta și e timpul să arătăm lucrurile așa cum sunt. Fermierii sunt oameni care sunt mândri de profesia lor, se străduiesc să o facă bine, o fac în primul rând pentru ei și pentru familiile lor și în al doilea rând pentru societate. Și ar fi bine să ușor, ușor să încercăm să dezobișnuim opinia publică de imaginea fermierului sărac. Tot timpul în nevoie, tot timpul dator, tot timpul. Bine, ca în orice afacere ai un grad de expunere bancară. E o afacere. Da, e foarte adevărat și să știi că mă regăsesc din punctul ăsta de vedere. Noi doi am apucat Dacia cu sticla de 2 litri de benzină după rata de rezervă, nu? Da, Am apucat. da, da, da. Deci, da,
dar și alte profesii aveau sticla de 2 litri de după rata de rezervă. Da. Cu toții, ca societate, după aderare am evoluat. E cazul să ne purtăm, profesia cu, cum să zic, cu decență. Da, și avem cu mândrie probleme, la un moment dat. Și cu mândrie, dar avem niște probleme ale noastre. Și constructorii au problemele lor, și transportatorii au problemele lor. Toate breslele au probleme specifice. Majoritatea se pot rezolva. În afară de, na, eu știu, hazard și în cazul nostru clima, care ne guvernează activitatea. Oamenii sau societatea realizează că acest lucru normal și firesc de a mânca de 3 ori pe zi, la un moment dat, poate să fie în pericol? Eu, sincer, sper să nu aflăm răspunsul la întrebarea asta și să nu ajungă agricultura atât de importantă, pentru că dacă ajunge la un nivel așa de mare de relevanță, când sesizăm asta e deja prea târziu, pentru că lucrurile, când discutăm în termen de mâncare, energie, apă dulce, nu se redresează cu una, cu două. Adică dacă o să ne trezim într-o criză alimentară, ea nu o să dispară anul următor. Scuză-mă, câte lăzi ai acasă? Lăzi frigorifice? Acasă n-am. N-ai. Dar am la ferm ai. Bravo. Am la ferm. Și eu două. Am la fel. Două. Zilele astea observ că peste tot în media se spune că o să murim de foame. Da? Cu siguranță nu o să murim de foame. Cu siguranță, dacă nu se iau măsurile care trebuie, prețurile vor fi mai mari. Adică uleiul probabil că va costa dublu, carnea de pui va costa dublu, dar asta nu înseamnă că un român care până acum a muncit și a mâncat, nu e problemă, da? Să murim de foame. Nu murim. Asta e un lucru foarte important. În primul rând, trebuie să te corectezi un pic. Nu dacă nu se iau măsurile care trebuie luate, se va dubla prețul mâncării. Prețul mâncării cred că se va dubla oricum, indiferent ce face guvernul. Eu cred că principalul pas, vorbim de marea masă a cetățenilor, cel puțin de România, că aici trăim, vor simți mult mai acut colțul ăla de pâine pe care vor să-l arunce sau bucata aia de brânză care s-a îngălbenit și nu mai mănâncă, care după unele statistici ajung undeva la 30%, 40%. În societățile dezvoltate este 40%. E lipsă de respect? Este un tipar de consum care se va schimba. E o cutumă sau este o chestie? Nu, e un tipar de consum. Bravo. Care se va schimba. Piața așa se adaptează. Întotdeauna piața se adaptează. Piața are, când te gândești la consumatorul final, am un prieten care are, e un foarte bun cultivator de pepeni. Da. Și mi-a dădea niște exemple, cred că îl știi pe George, îmi dădea niște exemple foarte, pentru mine, ciudate. Adică ceva de genul, a fost, e o toamnă caldă, a fost un pic de secetă în vară, au ieșit strugurii mai devreme și nu se mai consumă pepeni. De ce? Așa reacționează piața, așa reacționează consumatorul. Nu consumă pepeni când e strugurii.